Bă, mie mi se moaie frâna dacă o țin mult. Da, n-am deloc. Nu e ziua mea, nu... Știi care-i treaba? De ce nu mai am piulițele alea aici? Nu merge azi, nu merge. N-ai frică? Să văzuse că m-am dus așa? Bă, dar și ce frumos a văzut. Vai de capă. Roata din părâțe din pată așa. E real. Sari! Sari! Dar dai așa pe margine. Da, dar treaba mai tare. A, merge, merge. Salut tuturor și bine m-am găsit la un nou episod. Astăzi ieșim cu ATV-ul pentru că îl am reparat acum. Schimba carburatorul și mai aveam să pun o frână pe partea dreaptă. Numai că, din păcate, mai trebuie o cuplă, un niplu sau o conductă cu totul, depinde ce găsesc. Și ce am desfăcut aseară o conductă și nu i-am făcut aerisire pentru că părea că ține, dar nu ține. Și la carburator nu știu dacă e reglat bine, dar ies așa mai mult în recunoaștere, să zic. Bă, mie mi se moaie frâna dacă o țin mult. Nu-mi trebuie. Nu văd nici cât are aici. Hai că poate mi se... Poate mi se duce. Trebuie să-i fac o aerisire, aia e. Ne folosim mai... A, uite, mă. Păi să mai am ce? Eu nu prea am frână. Ia, stai să testez. Urc pe aici un pic și cobor înapoi să văd dacă mă țin frânele sau nu. Da, bă, trebuia să-i facă aerisire, dar m-a păcălit că era tun. Da, n-am deloc. Bine că am la picior măcar. Oh, n-am deloc. N-am frâne la ATV-ul. Ia uite, zero. Am dat la picior, stai așa să văd dacă... Mergem să punem un pic, să vedem dacă... Dacă îmi țin frânele, da. Da, uite, n-am reușit să va frâna. Dar frâne doar din ce tinesc. Și noi n-avem nevoie de acest lucru, că oricum nu trage foarte tare cât să... Yeah. Și 47, băi, tu nu are frână. Eu nu mă opresc nici o zi din săptămână. Ei, am încheiat la mașină la mine. Mă, gameș. Și habar n-aveam dacă pierdeam pe asta. Hai bă, căzut un pic. S-a întărit. Serios, uite. Ține mai, fii atent, stai așa. Ține mai tare. E bine, e safe. Da, mă, da, era chestia că e acolo multă bulă de aer, multe alea. Trebuie făcut o aerisire ca să înțelegi ce am vrut să pun etrierul. Am desfăcut niște alea pe acolo, am mai descoperit că trebuie un niplu. Nu le-am pus înapoi fără să aerisesc. Da, asta s-a întâmplat. După care am pus carburator nou și merge ATV-ul. Bă, ce s-au de pipi. Ii. Ah. Cred că ți-a căzut ăla. Și eu cred la fel. Cred că am avut și eu niște șuruburi aici la un moment dat. Și cred că nu le mai am. Azi nu merge, mă! Azi nu merge! Ce vrei? Dacă azi nu merge... Azi nu merge, nu e ziua mea azi, nu... Măcar nu s-a rupt de tot. Nu e ziua mea, nu merge azi, nu merge. Știi care-i treaba? De ce nu mai am piulițele alea aici? Trebuie să fac altele. Nu merge azi, nu merge. Nu merge azi, nu... Astea stau măcar? Astea stau. Dacă nu merge azi, nu... Vorba aia, azi nu e... Nu e ziua mea, mă. Hai să sufru și eu, dracu, muci, că nu mai pot. A, e bine că auzeam niște claxoane și nu știam dacă e de la mine sau de la...
Cido Sean Colai s-au făcut bine. Astea erau din totdeauna, dar parcă sunt din ce, ce mai mari, să mă bată mă. Dar lemnele astea, aia scămie, nu era atât de rău pe aici. Bă, ce plăcut e pe aici, așa, cald rău afară, adie vântul. Sunt mai mult în teste decât în, în plimbare. Și e bă ăla, mă, mi s-a părut că e un câine ceva, șoata asta de aici. Pe aici dădeau ăștia pantă, dar nu mai știu dacă pe aici sau pe acolo, nu mai știu. A? Unde? Nu mai știu, pe aici sau mai în spate, dădeau ăștia pantă. Dar nu mai știu, ia stai să mă duc, da, să văd dacă mai în spate e. Sau s-ar putea aici, dar nu mai știu. A, nu mă, cred că aici. Sau? Cred că acolo. Nu te mai miră, a? Așa. Vrei o Milka? Vrei un biscuite? Nu mă, aici e. Pe aici e. Iodilău. Pe aici. Veneau de jos, așa. Tot pe aici coborau. Bine, nu i-am văzut niciodată fizic, dar am văzut pe, am văzut filmări. M-am făcut câteva manete, bam, bam. Cum mă ține, bă, cât de frumos e. Băi, poate ne mănâncă ursul pe aici, o, cât de frumos. Hai că, va. Mă gândeam că mergem acolo și ne ducem pe sat, dar cred că vreau să-i dau tocmai în jos. Să intrăm într-o vale. Cred, sper, nu știu, habar n-am ce e pe aici. N-am frâne, dar de ce cobor pe aici? Bă, aparent ține. Ce e, bă, pe aici? Bă, arată mișto rău pe aici, nu știu dacă a mai fost. Hai încolo să vedem ce mai găsim. Nu cred că am fost, nu mai știu, nu mă interesează. Și sunt curios și habar nu am dacă e cineva până aici, că de obicei cineva mai răspunde la întrebări de-astea random. Etrierul, de exemplu, în etrier, dacă sunt două camere, de exemplu una care, ați văzut, în etrier duc două conducte. Alea două conducte duc amândouă în aceeași cameră a etrierului, cum ar veni, și împing același lichid. Sau se separă pentru un perete din jumate. În același timp cred că o să-mi răspund singur, pentru că nu prea ar avea sens. Că de exemplu dacă e aceeași cameră, ar însemna că lichidul o să se conducă singur prin cealaltă conductă înapoi. În același timp ar împinge și etrierul. Sau depinde cum sunt făcute și astea. S-ar putea să fie, că știu că de exemplu nu știu, că de exemplu dacă apăs una de la picior și apăs acum pe asta, asta ține mult mai bine. Acum nu știu ce să zic. Am mai fost un pe aici. E bine, nu știu. Nu știu cu ce mă ajută neapărat informația asta, dar sunt curios, am așa o curiozitate mai mult. O să încerc. Nu știu. Uite, izvor. Băi. Uite o masă. Șoben. Bă, ce șmechere pe aici. Where the fuck I am? Acum nu știu ce sunt mai curios. Unde duce drumul ăsta sau unde duce ăla de acolo din pădure? Îl duce la asfalt. La asfalt? La asfalt. Uite, mai sunt drumuri și pe acolo. Păi, lasă-mă, chiar n-am mai fost de mult pe aici, mă. Uite un ciubăr. Dă-te, fui mei. Chiar nu știu ce-i pe aici, bă. Uite, stupi. What the fuck? Oh, o vitara, o, ce-i aia? O, mă, coața. Dă-te, fui mei. Bă, chiar n-am mai fost de mult pe aici. Bă, casca asta chiar îmi place acum. Îmi place rău de tot. Acum cum e TV-ul.
Pe motocicletă, pasager, adică nu știu, cred că o să vedeți blocurile alea. Nu știu dacă înainte de asta sau după. Dar pe motocicletă, nu știu, nu mi se pare, mi se pare gălăgioasă rău, bate vântul rău de tot, orică sunt eu în spate. Asta nu știu. Nu știu, mi se pare că se comportă bine ATV-ul momentan. Acum, ce să mai zic? Ne mulțumim așa, testăm, manevrăm, opa! Și ce rău îmi pare că, sper că filmează, că nu-mi dau seama acum, că am ieșit cu pârpâțul, cu motocicleta într-o zi și efectiv am șters toate filmările, nu știu de ce, nu mă întrebați de ce, abar nu am. Cred că voiam să fac loc la alte filmări când am ieșit cu pasager pe motocicletă. Și efectiv de alelalte am uitat. Gen că le am pe motocicletă când le-am salvat. Eram sigur că le-am salvat. Dar ce să... Cred că era un pic mai în față. Am mai corupt pe cineva cu un IAI de 500 de pe aici să ieșim, bă, ce e pe aici, ok, că... Bă, iau eu după ăsta cu motorul. Eu de ce merg cu... pe ușor aici? Corea moment ce zice ei? Bă, ce că ea bătrână. Bătrână, nu e atât de bătrână, da? Ei, tot și cu... Ce-o leca pe frunzele alea? Da, bă, băieți, plecăm și noi către casă. Să zicem. Vedem, găsim iar alt drum. Led bar. Nu uitați să intrați și pe TikTok, că am făcut și pagina de TikTok și postez și pe TikTok. Dați like și comentarii și pe TikTok, că nu de foarte mult timp am început să postez acolo și mi se pare interesant, chiar îmi place. Adică e așa, e fun. Că o să postez și acolo
clipuri și de dinainte să pun un clip pe YouTube și în timp ce e clipul pe YouTube și după ce l-am pus clip pe YouTube și sfatul ăsta l-am primit de la cineva pe care l-apreciez foarte mult. Deci intrați pe TikTok, dați like pe TikTok. Mama, am făcut praf rău. Scuză-mă, Edi, n-am mi-am dat seama, am băgat. Hai că nu mai facem așa rău. Trebuie să-l las pe el în față. Uite un ciot, să nu dea în el. Am frâne? Am. Mai pom-pom o leacă aici. Frânile astea. Mergem până față. Că pe aici, până stânga, n-avem drum. Unde dracu mai ies, nu știu. Și nu știu dacă mai ies o dată sau nu. Bă, dar ce rău, îmi pare că am șters filmările alea când m-am chinuit cu motorul lui Edi. Să-mi bag ce mi-a dat motorul. Și am stat pe o roată cu el că nu reușeam să urc o pantă. Vai de capul meu cât de greu e pe motor. Dacă nu ai avânt și nu știi efectiv, nu. Bă, ce-au făcut aici? Cam rău. Hai să... Așa. Maneta. Cred că mai trebuie reglate tijele pe treapta de forță, că nu prea intră când vreau eu, intră doar când vrea. Ah. Frâne? Am frâne? Am frâne, cum să n-am frâne? Oho, baltă, e real. Where drum, E nebun. Bă, nu-mi pare că ne duce unde trebuie. Da, bă, ce să mai... Și că mă interesează prea mult. Ah, sunt eu prost. Și nu mi-intră pe greu toți. Gata? Nu știu. N-ai frică? Vrei să te ajut? S-a văzut că m-am dus așa? S-a văzuse că m-am dus așa? Bă, dar și ce frumos s-a văzut? Vai de capă. Roata din părunte din pat așa. E real. Dăm pe unde apucăm? Da. Am bat picioarele. Wow, ue! Haide, mă! Și mai sus? Where? Ah, încolo. Hai să vedem. Hai, tiba! Haide! Bă, urcă destul de repede jos, chiar dacă nu pare. Ținând cont că îl prinde maxim 30 și eu urc cu 20. Nice. Acum hai să vedem pe aici. Da.
Am trecut și la a doua baterie de la cameră, că s-a oprit, dat frumos un greu, un 4x4, cobor în frână, motor, ține ușor și frâna, care începe din ce în ce mai bine să țină. Tot preferat, cred că o să rămân cu TV-ul, că e mai relaxant la mers la astea. Motorul coborii neapărat mai greu, că na, trebuie să ai un pic mai multă grijă. Bine, și la asta trebuie să ai o grămadă de grijă, dar la ai două roți. În schimb, partea chiar nașpa e că, pui mei, cu ăla dacă cazi, nu prea bățește nimic. Asta dacă ți s-a răsturnat odată, riști să ai nevoie să-l mai cumperi odată. Ce să mai pune una pe angelizule. Am fost pe stradă și le-am oprit. Te pup. Nu, încolo, la unde e muntele. Că încolo e muntele. Plecăm și noi acasă, băieții. Ne-a ajuns vorba aia pe ziua de azi. Fără incidente. Mamă, ce nervos a venit ăsta micu. Hai, nu veni și pe mine, ești neserios. Ești neserios rău tare. Dacă vii imediat pe după mine după ce trec eu, hai că n-a fost neserios, atât de neserios.